Bun salut tuturor, numele meu este Dietz și astăzi ne găsim la episodul cu numărul 20 din frumoasa noastră carieră cu Turgucu Înainte să începem această frumoasă carieră, să începem să jucăm primul nostru meci din Bundesliga 1. Aș vrea mai întâi să vă mulțumesc pentru premiera trecută în care am fost PISTI 70 de oameni, a fost o nebunie pe mi-a plăcut foarte mult, constant, nu a fost moment în care să fim fost sub 50 de oameni, ci deci a fost genial. Dar lăsăm ce s-a întâmplat în episodul trecut, în premiera trecută și dăm mai în față cu un antrenament. Dar ne oprim de dat mai în față pentru ca a realizat că, bă, stai, nu trebuie să facem niște chestii, niște transferuri. În primul și primul rând, ar trebui să facem aici două rezerve. Elia este perfect pentru o rezervă de bandă. Pare că este un jucător potențial englez, jucător la Academia lui Liverpool ar merge. Karim ar fi un atacant genial, ar mai trebui să mai crească și el în stamina, 20 de ani în in Sainting Prospect, ar Bernadeschi cam de rezervă sau cine știe, pe acolo va fluctua cu el, dar mai întâi haideți să vorbim de atacantul ăsta tânăr că am promis că l aduc în episodul trecut și am -a să mă las nici transferul și pentru acest episod. Mog de data asta frumos la cămașă, elegant, cât de cât se zic brei, 12 coco, 12 coco ofer cu el, Pe acolo, am dat din greșeală remove. Ah, n-am vrut să-i dau remove. Dar îi zic acum un 12 jumate. Am vrut să-i dau mai puțin și am dat din greșeală pe remove. Dar acolo o să fie banii. Îi mai scos încă o dată 12 jumate ca să... accept. Luăm... luam m-am înțeles. 12 jumate. Eu am zis că pac, că mai vorbim după aia, că nu stiu ce. Dar dacă omul accept, eu de ce să mă supăr, e ok? De data să chem la restaurant. Vrea să fie important, domne. El vrea să fie important. 5 ani foarte frumos. Un german care va reveni în ca la noi acasă. Iar contractul trebuie să-l dau unul mai maricel, Eu zic că e ok. Atâta unul din cele mai mari contracte pe care le avem la această echipă. Acceptă foarte frumos, foarte elegant. Avem primul nostru transfer. Un transfer pe care trebuie să-l rezolv. Bă, pe premiera trecută mi-a spus foarte mult că el are 80 OVR. Eu mă gândeam că are nevoie de 7, 6, 7, 7 OVR. De-aia fus și lăsat să plece de la Juventus. Crucial. Bine, frate, accept. Crucial. Îi dau frumos un 4 ani. De acolo, ok, uți, toate bine frumoase. O clauză de resiliere imensă, 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 imensă. Și în sfârșit îmi spune el salariul. Bine că mi-a zis el salariul pentru că eu mă gândeam să-i dau 30 cu 300 de mii. Îi zic, bossule, să mai întreb încă o singură dată, hai că data asta zic un uh, 42 de mii. Un 42 de mii să fie. 42 de mii și acceptă. Bernardes este noul nostru jucător adus la noi. Foarte frumos. Și la Elliot mă mai gândesc să vedem cum arată echipa la momentul actual. Totuși, vor fi ceva schimbări. Hai să vedem totuși mai jos noi noștri jucători. M-a smințit. De ce m-a smințit? Cum să spuneți mie pe premieră care 80 overei când are 82, o o mai crescut, are ceva viteză, este ok. Uț, stamina decentă, oricum va fluctua, acolo va fi o rezervă cu riberii. Dar normal, acum când stau și mă uși analizez, mult mai bun este Bernandeschi. Deci riberii oficial ești cam un nostru de rezervă. Poșilor schimbăm puțin echipa. În primul rând, în atac, o să las pe Despodov. Deja este pus să antreneze să fie ca poziția lui principală să fie de striker. Dacă stau acum să fac o comparație între cei doi, totuși vedem că au aceeași vârstă, doar că bulgarul nostru Despodov este mai înalt și mai puternic. Deci Despodov oficial Vei fi striker nostru alături de ADMI. Cred că ADM-ii se pronunță pe acolo. Pe rămâne striker nostru. Acesta va fi atacul nostru. Încercăm să punem cei mai buni jucători. În primul rând, Corbeanu nou o să mai fie atacantul nostru pentru care e 66 de este un overe ca Acum a realizat că avem primul nostru jucător de plus 80, foarte bine. Iar în al doilea rând, nu se mai numește Corbeanu Haaland de România. În momentul în care vedeți voi această premieră, alateri om a declarat că nu o să mai joace pentru România. Cred că a strâns 13 selecții la naționalele Under-16 și Under-17 ale României. De acum Corbeanu va fi Haaland de Canada, pentru că nu mai vrea să joace pentru România, omul preferă să joace pentru Canada. Bine, frate, rămâi acolo. La noi, chiar că deocamdată o să mai steagul din român, vei fi trecut doar ca rezervă. Și Ofusu, care are 86 viteze, cred că Ofusu ar trebui totuși să el pe banca mai de rezerve. Să încercați să primă o ofertă pe el, iar în locul acestuia să-l luăm pe Elliot. Deci, dacă îi dau foarte frumos aici, vedem că la momentul actual varulează 7 milioane, îi dăm frumos mai în față, frumos l am chemat la restaurant, zic vrea să fie rotation, un 5 ani, un salariu micut acolo, pleacă de la Liverpool ca să vine aici în Bundesliga și felicitări, Elite, ești oficial banda noastră de rezervă. Bine, acum na, va fi Elliot cu, sau Corbeanu rezervii până când va veni listul, care listul clar va prinde banca de rezervi, nici el nu cred că va mai fi titular. Iar acum dacă stăm să facem frumos numerele de pe tricouri, păi în primul și primul rând o să dăm un număr extraordinar lui Elliot, era să zic lui Elliot List, că îl cheamă și pe Elliot. Ii dau numărul 77, poate greșesc, poate nu, cred că ăsta era numărul pe care l-avea la Liverpool, când a fost trecut pentru prima oară la echipa mare. Bernandeschi, o să dăm mărețul număr 3, 10 și 3. O dau lui numărul 10. El normal la Juventus avea numărul 33. Dar știți ceva, boșilor, merită numărul 10, pentru că la momentul actual este cel mai bun jucător de la echipă. Acest ataca cu potențial noul jucător cu numărul 9, dar din păcate list va trece acolo foarte frumos la tricou cu numărul 19. Bojan, Tremind, să aibă el numărul 13 oare? Să rămână la numărul 10? dar numărul 8, așa, preventiv să fie acolo. Așa, ca să fie frumos. Deci, pe scurt, noi îl numere la echipă și probabil așa vor rămâne definitiv, pentru că nu cred că o să mai fac alt transferuri. Păți 1, Baba 2, apărătorii frumos, 1, 2, 3, 4, Hendrix la fel numărul 6, Ribery va rămâne ori să la numărul 7. Oricum, după aia va lua clar... Comani uh, va lua numărul, dar deocamdată îl lăsăm lui Ribery, totuși băieți cu bun simț. Bojan schimbă numărul 8. Karim Adeyemi, Deci nu știu cum să zic Deci ar trebui să găsesc asta o poreclă. Bernadeschi numărul 10, Despodov noul nostru atacat numărul 11 și cam de aici o mare rămas aproape la fel. Nu prea s-a schimbat foarte mult. Listul cu noul nostru număr 19, mor la fel 21, a place foarte mult. Corbeanu sunt întoarce la numărul 29 și cam cred că așa va rămâne echipa. La Bojan, deja i-am spus numărul 10 și deja primesc o ofertă pe el, ța capaca în măcar câteva secunde după. Deja boșur opa, ce se întâmplă? Vedem acolo un șut în minge, se schimbă Boșorul grafica. Parcă deranjează puțin la ochi. Ori m-am obișnuit cu albastrul la continuu, dar... Nu știu, mă deranjează la ochi. Totul s-a schimbat și la calendar și la toate astea. Merge. Iar acum, mă reț cu ofertă pentru Bojan. v că acum... Poșor urmează revanșa, trebuie să-i distrugem. Vedem aici o ofertă în Portugalia, Portugalia. La fel, între 3 și 2 milioane ca să mai discutăm, ca să... Totuși vreau un bonus pe el, fraților, nu dau minimum pe care o să dau clar, o să fie 2 milioane jumate, iar dacă mai enervezi dau chiar claus de reziliere pe 2 milioane jumate. Ribery vrea să joace, Probabil o să intre dacă are rezerve sau ceva. Îi dăm frumos, boș. Prima aici conferință. Eu ca manager am luat echipa asta din Liga 3. o bag imediat în Liga 1. Nu mă întrerupe când vorbesc. Transferuri foarte mari pe sume. Foarte mari făcute de către noi. Coma trebuie să arate aici. În sfârșit ce poate. Bernadeschi la fel. Adeyemi la fel. Sper că așa-i spus numele. Despodov mor. Acolo să facă treaba bună. apărarea cu Baba. Unguru, Dragović, Mogoș, Hati, Deocamdată lăsăm pe hati, nu va debuta. Normal reflexele are mult mai bune să poziționarea, să văd și poziționarea. La momentul actual HĂŢ-ul e mai bun, boșilor. Fără supărare, fără nimic. La momentul actual e cu un pochito, un nano, e da, ca e mai bun. Oricum vor fluctua cei doi portari, mai ales în perioada asta de început, dar când Radu va crește mult mai mult va trece el portar principal și avem de data asta unde De Jong titular cu Costi, cu De Costa pe dreapta, Mustafa Cea și echipă Boșor care ne-au scos din sferturile cupei, dar acum e altceva, suntem la noi acasă boșilor. Ce frumos boșilor cu Arti, Fiki, cu tot, cui trebuie un joc extraordinar Boșor, important, avem confeti boșilor. la noi acasă avem confeti. Nu mai trebuie absolut nimic, deja e destul. Vedem că banderola adică de capitan s-a dus la Dragovici. de ce? N-a <gântu -i> fost eu atent pe faza asta, dar... A, ah, cred că pentru că l-am scos pe Hățu și... Dar meriti merită să fie. De Jong, numărul 41 la această echipă. Dăm din nou mânuța cu ei, ne imaginăm că gata, fraților, suntem în 2022, dacă nu mă înșel Deci cam au trecut ceva timp. Florinel Coman aici în prim plan, boșul vedem și pe Bernandeschi, toți frumoși. Coman chiar seamănă, fraților. Dar acum vedem aici un Hăț frumos. După apărarea noastră, care jucător nu prea ofiții, cu pun Hendrix, benzile noastre, Coman și mor împreună cu un Camp Cam și super noștri atacanți ADMI și Ulgaru. O super bancă de rezervă, Coman în prim plan și probabil Coman va deveni vedeta pentru că, cu excepția portarilor, el cred că va avea cel mai mare OVR. Deci Coman, sper să fii vedeta și bă, avem avem pistitopii teren, n-avem cu doar o leacă. Ana, da, da, ci normal trebuie să sărbătorim și noi boșilor, că totuși am ajuns în bun de Liga. Foarte bine acolo! Baba, nou nostru transfer! Încă o pasă foarte bună, ajunge cumva mingea la Embremor, Embremor, care așteaptă acolo o pasă foarte bună. Paul, domnul Albertul a stricat faza, vedem în prim plan. Coman debutează, o chestie extraordinară pentru ei. Deci a Florinel Coman, Florinel Coman, Florinel Coman cu asist o are la debut, domnilor și domnilor, Florinel Coman îi dă la bulgar și golațo, băi, ați eliminat în sferturi, acum avem o nouă echipă, suntem mai puternici, gol în minutul 12, easy peasy, foarte bine, Boșor Coman direct cu un asistor oricum Coman va fi clar vedeta, de bea așteptăm un duel între MuHand vs. Mewhand, elegant, Coman vs. Coman. Vasile Mogos, bă, Mogos este zeuț, l-am adus foarte rapid la noi, dar este zeuț. Embre Mor se duce acolo în față, Embre Mor cu un asist la Coman, Coman, ah, vreți să vă mint, a fost faza pentru atacant, dar dacă toți s-au dus mingea la Florinel, Coman a zis de ce nu. Bă, un șut frumușel, am ce zice, Coman, o ocazie bunicică. Descurcă că de cât ok în Bundesliga. frumos, Hai, îndepărtăm, îndepărtăm. Îl vedem aici pe Bernandeschi, foarte frumos. Și din nou Bulgaru, sper că n-a fost offside și nu pare a fi fost offside. Un șut în forță, gol la SO! Vedem, băi, cum m -a zis unul pe premieră, Dezi Pep Guardiola, pac, schimbă bandă, o pune atacant. Așa se face boșilor, vedeți, dublă direct la debutul nostru ca manager în Liga 2 în Liga 1, hai că am vorbit și eu. m am obișnuit boșilor cu Liga 2. Foarte bine acolo. Unguru, Embre, Moră, dă mai în față la Hendrix. Ajunge cumva... A, cred că era, cred că era clar. Nu... -i. A... Coman aproape, da? O fază frumoasă. A, a, ba, ba, ce ai făcut acolo? A fost tehnica automat. Pus nu mă oftic. Când e iar penalti au ăștia. La fel ca în meciul tur. A dat în stânga, hai. Am înțeles. O, so, de data asta culmea că am nimerit. Binic ei în cupă. Să da, se simte diferența când cupă vreo FIFA o clar ca ei să gâștigi. Hai să o dăm aici, gata. Le dau mingea la un fan și Boșor se termine și prima repriză. 2 la 0 pentru noi, într-un meci mult, mult mai ușor. Se simte și DC. Îi dăm totuși frumos mai în față și uh, probabil mai joc puțin și uh, prin minutul 60 o să schimb o parte din jucători. Opa, aici Embre mor foarte bine, o pasă frumos la noului nostru atacant. Noul nostru atacant îl așteaptă aici pe Florinel Coman. Florinel! Wow. Poziții greuți, n-am ce comenta. Îi păi dau ocazie și lui Marțial vine foarte frumos Îl vedem că ajunge acum la Liverpool Trădează, se duce Băi, jucător de la Manchester United Se ducă la Liverpool, trădarea de pe lume Coman acolo O leacă un curcat, Ce pot să zic Pasa noastră tot de să-l controlezi pe un apărător, dar jocul nu vrea. Dacă jocul nu vrea să-l un anumit apărător, nu să se întâmple chestia asta. Facem acum anumite schimbări. În primul rând, Lăbu clar va fi schimbat. Îl lasam lăsăm totuși pe foarte frumos la noi și... I-aș da ocazia și lui Babu. Îi dau ocazia și lui Badu. Pardon, nu... Totuși, sincer să fiu, uite, acum are zis, Băi, eu, eu l-am adus pe Baba și Badu. Eu cred zic Babu. Înțeles. O să-i dau ocazia și lui Badu să debuteze frumos la echipa noastră, ca să vedem cum se mișcă. Deci, practic, schimbăm doar lb și mijlocul. Opa, acolo, bă, o scos cu picior, nu poți să crești, s-a accidentat. Bine că am făcut toate schimbările și se accidentează atacantul. Am înțeles. O da, dublu și l-a accidentat. Bă, vreau să-i văd save-ul. mi stai, o vreau să-i văd save-ul. Nu. Ce-a fost asta? Cum o scos cu piciorul? S-a aruncat aici, au scos-o prima oare în bremor, s-a aruncat tâțul degeaba. Și aici, o, oh, save cu călcuiul lui Embremor, a, ah, deci ce nu a făcut unica, Embremor, cea mai bun portar a nostru, am înțeles, a, am dat-o din grabă, bine că nu s-a întâmplat altceva, da, știu că s-a accidentat, dar ce să fac, încă nu-l schimb, că n-am cum, probleme totuși o leacă aici, opa, probleme acolo, dar Mogos este pe fază, dă pas la adversar, dar tot este mai bine, și hățu apără, boșor, nu pot să ne ia golul, jucătorul lor cu numărul 10 nu are nicio șansă cu apărarea noastră, Badu, frumos la minge, Badu. Și ajunge aici frumos, era în offside, dar bulgarul nostru, bulgarul nostru, bulgarul nostru. O vrut să fie om bun, o vrut să fie om bun și ca să nu dea hetric, dar mai bine șuta. dacă șuta era gol. Ana. Riberi aici frumos, a, a luat-o totuși bulgarul nostru. Embre, a, că am înțeles. O <laughs> bine că a fost acolo, offside. Hai că așa se întâmplă în viața reală. Dacă este offside, să dă mingea imediat, tare timp cu apărarea să facă așa cu super viteză să se întoarcă. Florinel Coma, totuși Florinel Coma, să nu ratăm totuși pe Florinel Coman Nu poți da niciun gol cu el. Greșeală totuși aici. Ajunge cumva mingea oare la... Nu era Florinel. Nu era Florinel, din păcate, dar este 3 la 0. Am fost un băiat mai negru, gata, am scris Florinel. Dar totuși ADE mi reușește și el să marcheze foarte frumos. Ah, cum uh, Coman a dat preasistul. Bă, a stat bine. A stat bine Coman la faza aia. Și acolo o fază, un șut în forță. Ai, că am crezut că este să fie imers din reprezentare în debutul nostru a echipei și a managerului nostru în Bundesliga. Dar asta este, da, și băieții, golul de onoare pe final. Deja a avut gol pe final de la ei. Dar Florinel se ține acolo foarte bine. Riberi se duce. Riberi. Riberi aștept o pasă acolo bună lui Ribery, dar nu se demarcă acolo cumva Florinel Coman. Babu slăbuț, deci clar va rămâne un CDM de rezervă. Că nu m-a impresionat, nici Coman nu m-a impresionat, dar ce contează este că câștigăm ușor. Primul nostru meci în Bundesliga, câștigat foarte frumos. Nota 10 pentru Despodov cu dubla lui foarte frumoasă, probabil chiar a dat două goluri și un asist dacă nu mă înșel. Și șansele noastre de a rămâne pe locul 1 s-au dus, suntem pe locul 2 însă. Nasul el că nu-mi dau seama după culori, presupun că echipa de pe locul 1, 2, 3 și 4 prin Champions league iar 5 și 6, sau nu știu cum sunt parte, Europa League-ul și Champions League-ul. Deja poate să joace foarte clar schimbi poziția, îi dăm, până am cumpărat era RM, acum este tot RM porția lui principală. Dacă tot s-au modificat, de ce nu? Bine, aici mi apare că, dacă, chiar sunt curios de o chestie, dacă, îl pun, dacă, dacă pun poziția asta de RM, uh, are plus 3. Dacă o pun aici și nu mici absolut deloc, dar de o pun w, are plus 5. Deci să lăsăm aici la plus 5, foarte frumos. Păi, uh, iar în rest nimic deosebit, sperăm ca despodov să facă cât mai rapid uh, lui principală să fie de striker. Spuneți și voi în comentarii dacă vă deranjează Așa, că e prea, prea mult alb, nu-mi place, nu știu Varias, ofertă și pentru Varias, Varias toti frate pe un milion la viitorul Nu mai stau să mai negociez cu tine pentru că vreau clar să scapi tine Și fiind și o ofertă de la o echipă de ligante din România totitate acolo, e un transfer realist de aia vreau neapărat să facă Bă băiți, avem meci acum cu echipa de pe locul 11 Ce înseamnă că da, băiți, o scos un egal făcut un egal dar mai tare m-ar interesa să văd cum s-ar descurca echipa mea, pentru că o să că avem o echipă destul de bună, adică urile sunt destul de ridicate. Uh, a cercat totuși o chestie, hai să las de data asta pe Radu în poartă, ca să las și să mai așa cel ceva ceva. Și zic de ce nu, haideți boșilor, dăm rapid un quick sim să vedem cât de bun suntem și 3 la 1, Florinel Coman marchează alături de Mogu și Bernadeschi, doi români marchează, intră și Ribery, intră și Elliot în atac foarte bine. Embre Mor luat și galben. Bă, înseamnă că suntem o echipă destul de bunuță care putem face ravagi în Bundesliga. Și mai important, trebuie să câștigăm. Vreau neapărat ca direct din sezonul următor. Vreau să câștig Champions League-ul. Vedem o lea pe unul stradă acolo. Mm -hmm. Supărat. Frate, te-am băgat. mai vrei altceva. Suntem pe locul întâi numero 1 avem aici încă o ofertă pentru Bojan, tot în Portugalia, Portugalia, duti frate, deci chiar cred că o să-i pe bani puțini. avem Boșor, prima oară în Bundesliga primim și noi chestia asta cu jucătorii care sunt pe casa națională și hai să vedem ce jucători avem la națională în primul rând, dar avem pe portarul Radu, pe Coman. La România Mogos nu a fost luat, dar Dragovic este luat, Unguru Ungurul și Bulgarul la fel, E ok, e okay. Chiar mă așteptam. Bine, ar merita mai mulți jucători de la noi să fie luați, dar la momentul de față avem meci cu Mainz, care par o echipă destul de slăbuță. Sunt pe locul 9 cu o victorie, bojur. Mă cer să fiu ei, ar am trebui să ne pună ceva probleme pentru că băieții au o victorie, Bă, au o victorie. Dar de ce nu testăm echipa, să vedem care este treaba, să vedem dacă se descurcă foarte bine, iar baba din toți, baba! Reușește să marchezi golul în 77. ADM e mirat în penalti. De fapt, acum bine că mi-ați zis. Mulțumesc că mi a spus. Uh, haideți să... Uh, o, oh, avem pauză foarte frumos. Haideți totuși să punem și noi aici niște roluri. În primul rând, capitanul Hâț, cât va mai fi Hâț. La lovituri libere și la toate cele. De fapt, îl lăsăm pe Florinel Coman. La lovituri libere, la toate cele. La, la pasi lungi. La asta lungă, las pe Despodov mai bine. La penalturi. Cine se bată penaltiurile? Îl las pe Bernandeschi, boșilor, ca să marcheze și el. Iar aici la corneri văd că a pusă automat benzile. Bă, merge. Mogoșe când ne anunță că nu poate să mai crească mai mult de atât. Deci cred că au făcut 74 vere. Am avut mare, mare dreptate. La 29 de ani, Mogoș încă crește, dar se va opri aici. 74 vere pentru Mogoș, perfect, dar mai perfect ar fi să fie și convocarea la națională, dacă mă întrebați. Dar totuși vedem cele mai mari transferuri, vedem că Brand de la Dortmund iar cumpără Barcelona de la Dortmund pe o sumă gigantică. Marțial se pare că nu pleacă direct de la Manchester United pentru că sunt rivale, dar pleacă de la Inter, tot se duce la rivalul pe 120 de milioane. Marquinhos pe 114, aproape 115, se duce la Real Madrid. Marquinhos de la Juventus, deja Boșor se schimbă taberele, nu fac de fix de unde credeam. Uite, Fabian vine la Inter, dar nu vine de la Napoli, cred că e jucătorul acesta. Ioței se duce la Atletico Madrid, dar nu de la Bayern München, de la Napoli. Varan la Manchester United, Saul la Liverpool, Awar la Barcelona, Lukaku la Manchester City, bă, încă o rivală, la rivală. Hai că Firmino la Real Madrid, dacă e Dombele la PSG chiar merge. Corea la Manchester United, Normal, Real Madrid nu mai cumpără o bandă în apărare, chiar, chiar realist. Și pot zic, Icardi se întoarce la Inter, hai că se întâmplă asta, Icardi se întoarce la Inter Milano, când la anul, niciodată nu o să întâmple transferul ăsta, niciodată Hernandez la Chelsea, bă, ar merge maut la Real Madrid. Mm -hmm. Capul de un LB totuși, o idee foarte bună pe care o face Real Madrid și de la Spurs. Saka la Gladbach, avem aici o rivală. Sunt transferuri mari care se fac la momentul actual, dar n-are rost chiar să le zic pe fiecare în part. Vedem Isco la Leverkusen, asta ne-ar interesa. Aubameyang la Juventus. merge treaba, merge treaba. Transferuri interesante și în tabăra noastră, dar ce mă interesează pe mine, dar n-am șanse. Vreau să văd dacă apare aici în top pentru prima oară un transfer de-a nostru, dar n-apare. Cel mai scump transfer pe care l-a făcut vreodată această echipă este de 30 de milioane pe Florinel Coman. Iar dacă stăm și ne uităm, vedem că am cumpărat bușilor a cumpărat de a jucători pe 60 de milioane. Hai că am făcut fair play financiar dacă ești și băieții ăștia la fel. Fair play financiar dacă e. Hai că vedem. Ăștia au vândut de 70 de milioane. Am înțeles. Dormund a făcut de bani. Bravo lor, ăștia 50 de mii. Barnu, la fel, mamă, îl dă pe Hernandez, îl cumpără și pe... Lăbău de la Chelsea și Odriozola și pe Mare Six și pe cumpăr și pe Pareo, am înțeles. Hai că avem probleme mari, vedem că ăștia și au schimbat echipa, în ultimul halo au vândut la greu, dar și cumpărat la greu și băieți la fel. Boșilor, am ajuns într-o tabără în care vedem că se dau și se cumpără pe zeci de milioane, chiar sute de milioane, unii dintre ei. Dar așa vom ajunge și noi în sezonul următor ca un milion fix, du pe atâta la acolo în Polonia, dacă nu mă șel. Revine grafica în sfârșit. Încă o ofertă pentru Bojan. Vedem că turcii vor să cumpere de la noi și de ce nu? Că -l, l dau. Așa chiar ar fi un transfer realist și m-aș bucura să se întâmple. Bă, du-te frate în Turcia. Dar, mă băieți, vedem că Hățu, cred că a făcut 80 overe. Dar dacă Hățu a făcut 80 overe, mă apuc de plâns. Serios. 80 vere, bă, nu pot să cred așa ceva. Cum? Cum? La... Bă, bă, slata ni minciună pe lângă el. Cât s-a făcut 80 vere, nu pot să cred așa ceva. Mamă, Radule, ești portar de rezervă în continuare, îmi pare rău, dar cu 80 vere jucătorul sezonului trecut. Avem doi jucători de 80 vere la momentul actual, bă, nu pot să cred așa ceva. Cum, 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 cum și de ce, cum și de ce, dar extraordinar, au crescut Hățu și cine dacă, va, dacă el va rămâne în continuare până la finalul sezonului în continuu, va juca fiecare meci, eu sunt convins că poate să facă chiar 81 OVR. Suntem boșilor, acum pe final de episod, fix pe primul loc, suntem singura echipă cu 3 victorii consecutive, rupem bun de vedem că Bayern nu se află fix sub noi, slăbanii. Vedem aici Sanei, jucătorul lunii, dar nu ne interesează. Bă băieți, dacă vă a plăcut acest episod și vreți să vedeți aici mare meci cu echipa de pe locul 3, care este la egalitate de puncte cu Bayer München, care în sfârșit avem un meci oleacă mai greuț, în ce în ce mai greuț și cine știe probabil în episodul următor, vom juca aceste două meci. Fam nu știu cum o să le joc, o să joc, o să joc clar echipa de pe locul 3 și apoi o să joc echipa care se află mai sus dintre Lever, Leverkusen și Gladbach. O să fie acum, pe unul să-l simulez chit cu riscul de al pierde. Iar după aceea, noi am simulat acum că am prins meciuri ușoare, dar clar vor urma meciuri și mai grele. Avem aici meci cu echipă din Liga 2, dar vom avea boșor probabil, nu în episodul următor, peste două episoade, vom avea primul meci, Coman vs. Coman, Bayern München vs. Turgu cu dacă vreți să vedeți acel episod, neapărat abonați-vă cu clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Bă băieți, numele meu este Diez, vă să aveți o zi extraordinară, vă mulțumesc din nou pentru susținerea de la premiera trecută, sunteți extraordinari, crește foarte rapid și nu uitați de targetul ăla, boșilor, 2000 de abonați până la finalul anului, sperăm să-i facem împreună. Numele meu este Diez, vă salut!